este de un tupeu nemărginit după ce luni de zile s-au jucat bambilici cu cifre privind creșterea pensiilor. Până la urmă au anunțat o cifră care este sub rata inflației, deci practic pensiile au scăzut anul acesta și în același timp, și asta vreau să subliniez și să audă toți românii, se pregătesc la 1 ianuarie să introducă zeci de mii de noi pensii speciale în plată. Mă refer la pensiile primarilor, care au fost amânate de 2 sau de 3 ori până acum și la 1 ianuarie intră în vigoare. USR are proiect de abrogare definitivă a acestor pensii înainte să intre în vigoare. Este blocat de această coaliție la Senat. La fel, cu pensiile parlamentarilor, un abuz totuși care mă surprinde chiar după 6 ani în această clădire, este blocat la biroul permanent reunit, nici măcar n-a fost trimis la comisii proiectul USR de eliminarea pensiilor parlamentarilor. Știți că s-a mai făcut odată, pe o tehnicalitate CCR-ul l-a întors, că s-a dezbătut prea rapid. De data asta este totul așezat, numai că această coaliție vrea să păstreze și pensiile pentru parlamentari. Repet, aceste pensii, ca să înțeleagă toți românii, vin câte 3.000, câte 6.000, câte 9.000 de lei peste pensia obișnuită pe care o are un parlamentar ca orice cetățean. La fel și la primari. Primarii au deja o pensie și peste primari, viceprimari din ultimii 30 de ani, toată clientela de partid a PSD și PNL să mai primească încă un rând de pensii speciale. Estimarea este că undeva vor merge către 1 miliard de lei aceste noi pensii speciale, bani care puteau fi dați românilor. În același timp, tot repetă această minciună gogonată cu o limită din PNRR. Cu tot cu creșterea de 12%, sunt mult sub acea limită din PIB prevăzută în PNRR. Punctul de pensie l-au crescut la 1.785 de lei, nici măcar nu și-au respectat promisiunea electorală de 1.875 de lei, iar după calculele noastre puteau să meargă până la 2.100 de lei și rămâneau în anvelopa prevăzută în PNRR. Dacă aveți întrebări. Dacă ați încercat, spuneați că este de mai mult timp blocat la BP, ați încercat discuții cu liderii de grup pentru deblocarea proiectului și să-și urmeze parcursul? Absolut, colegii mei au depus. Au încercat și discuții informale, au încercat formal să ridice în ședință problema, au depus și solicitări scrise. Este o rușine ceea ce face domnul Ciolacu, faptul că blochează discutarea eliminării pensiilor parlamentarilor. Asta este combinația de Buzău, știți, ne facem că o ținem în sertar. S-a obișnuit această coaliție să funcționeze așa, la fel și pe primari. Joacă țonțoroiul cu o prorogare cât un an, cât un an, se așteaptă momentul favorabil în care să intre în vigoare, iată momentul pare că este peste o lună. În ce lume normală, când inflația este 15%, când cresc prețurile la energie, când pensionarilor le-au scăzut în mod real pensiile, da? Pentru că această pseudo-creștere nu acoperă inflația, e ok să bagi zeci de mii de noi pensii speciale în plată. Vă reamintesc că pensia specială este în medie cu de 8 ori mai mare decât pensiile contributive. Este asta corect în țara noastră? Eu am o întrebare pe un alt subiect. Se retransmitea că cu sau fără MCV problemele din justiție rămân grave și vorbea despre cosmetizarea problemelor. La ce vă referiți aici și aș vrea să știu dacă considerați că nu ar fi fost momentul pentru ridicarea MCV. Nu este momentul. Avem MCV este înlocuit, la fel ca în toate celelalte state membre. Avem un mecanism mult mai puternic care se numește mecanismul privind statul de drept, rule of law în engleză, acel mecanism care condiționează fondurile europene. Uitați-vă că este o nuia mult mai puternică la ce pățește Victor Orban în Ungaria. MCV era un mecanism introdus pentru condițiile de la momentul aderării de acum 15 ani. De altfel, după cum știți, Bulgaria a fost ridicat, sau în fine, s-a făcut recomandarea de ridicare deja acum 3 ani. Deci nu este nici o mare victorie. În continuare avem toate obligațiile din PNRR pe legile justiției și pe toate celelalte obligații care țin de arhitectura legislativă pe partea de stat de drept. Avem mecanismul rule of law. Dacă e ceva, e mai îngrijorător, pentru că nu vor mai fi doar niște rapoarte care dau o notă proastă guvernului, ci vor fi la risc cu acest guvern, la fel cum se comportă cu justiția, chiar fondurile europene. În cazul în care apare o situație din asta, în care un proiect este păstrat la birou permanent și nu este pus în dezbatere, ce se poate face? Există un mecanism în care puteți să puneți, nu presiune, dar sau, nu știu, să sesizați undeva în cazul în care într-adevăr este un abuz? Aici e Parlamentul, e totuși un organ suveran, suprem de legiferare. Dacă el este luat pe persoană fizică de domnul Ciolacu din biroul alăturat, putem să facem ceea ce facem acum, să punem presiune.
să-i batem obrazul în fața României că ține proiectul de eliminare a pensiilor parlamentarilor blocate. Deci domnul Ciolacu vrea pensii pentru parlamentari. La vrăjeală, în fața camerelor, spune că dumnealui și-a dat demisia cu o zi înainte. Haideți, domnul Ciolacu, că merge rapid prin Parlament. Avem colaborarea tuturor grupurilor, dacă vreți, și o facem. N-o face pentru că e frică de cei care semnează în spatele meu în acest moment aici, de parlamentari cărora vrea să le acorde aceste pensii speciale la momentul în care își termină mandatul.